coregrafie și cum cântă, nu se compară cu Aestele. Steaua, într-adevăr, are suporteri mulți, are, Da. dar vorbim de coregrafie, vorbim de cum cântă, de atmosferă, de presiune. Într-adevăr, e și stadionul mai Presiune. aproape. Eu, a, Dar deci, a, mă, acum mă înțeles bine. Da, eu zic Steaua are cum ce mai cântă, mult. cum se manifestă, îți dai seama că Steaua, tot timpul, noi cel puțin când jucam noi acolo, unde mergeam, era stadionul plin, era Bravo, lumea te aprecia. Însă, asta mă cum gândesc. cântă, coregrafii, eu zic că Rapid, Dinamo, poate și Craiova, dar Craiova a avut problemele iar la fel cum a fost cu atâți ani în care, nu știu câți ani, n-a mai avut echipă și cumva și acolo sunt probleme și s-au mai împărțit. De asta zic că, din punctul meu de vedere, Rapid și Dinamo sunt echipele care au cei mai frumoși suport la modul așa Ce cum te fac, țin. la stadion, înăuntru la stadion. Eu Da. zic, da, Rapid are suporteri mulți cu presiune mare. Am jucat acolo la Rapid, era presiune, acolo m-am simțit eu cea mai mare presiune în România, la Rapid. Asta. Da, la Da, da, Rapid. da. Dar Cape! Zi. nu a prins, cum ai zis și tu, Craiova și Timișoara. Și Timișoara era o echipă mare. Și acum Da, am suporte înțeles tot așa, da. și Craiova a început să Craiova, da, acum cu nou stadion și cu da. rezultate pe care le-au avut, au crescut foarte mult și au o peluză foarte frumoasă, dar iar la fel. Și acolo sunt două echipe. Este echipa lui Mititelu, cu fostul patron, și echipa cea din Liga 1, care iar la fel. Toată lumea pe mine mă întreabă cu ce echipă țin sau care e Craiova. Și îi spun la fel. Pe pieptul meu a fost Universitatea Craiova. Acum totul este, îți dai seama, sunt tot felul de discuții și nu vreau să intru în discuția asta, pentru că la fel cum a spus și cu FCSB și Steaua, e o întreagă discuție și n-are rost.